ziua, dragii mei, astăzi vom face păstăi. Păstăi cu muștei de usturoi, păstăi ca la mama acasă, bune, gustoase, o rețetă simplă. O să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru păstăile cu usturoi vom avea nevoie de 700 de grame de păstăi gata fierte, 60 de mililitri de ulei, 6-7 căței de usturoi, un praf de sare și piper. Într-o tigaie o să punem uleiul. Puteți pune și ulei de măsline și ulei de floare soarelui. Lăsăm să se încălzească uleiul. Acum o să punem usturoi. Am dat 3 căței de usturoi prin răzătoare. Să adăugăm și păstăile. O să adăugăm și păstăile. Presurăm un praf de sare. Lăsăm câteva minute să se și între timp noi o să preparăm uleiul de usturoi. Aici avem 3 căței de usturoi. Am să-i dau prin răzătoare. Acum o să punem un praf de sare. Și o să-l batem puțin. Cum se făcea odată. Până o să obținem o cremă. Mai adăugăm un puțin ulei. Și amestecăm. Ulei este gata. Păstăile sunt aproape gata. Le mai adăugăm ce minte. Ce bunătate! Deliciu! Observi aceste păstăioare de gusturoi. Poate pune muștei deasupra. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că ne-ați fost alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!